Salut dragilor iubitori de tarabană, mă numesc Oreste și ăsta este al treilea video din seria de tutorial pentru a vă arăta cum se aplică tehnica degetelor căcănate pentru a face trilul la tarabană. În fiecare din videouri vă voi arăta una din formele pentru a aplica această tehnică. Acesta este al treilea video și deci a treia formă de a aplica această tehnică. Degetul arătător din mâna dreaptă, degetul arătător din mâna stângă, degetul inelar din mâna stângă, degetul arătător din mâna stângă, degetul inelar din mâna dreaptă, degetul inelar din mâna stângă, degetul arătător din mâna stângă, degetul inelar din mâna stângă, degetul arătător din mâna dreaptă și tot așa. Și o începem, o luăm iar de la capăt. Deci, degetul arătător din mâna dreaptă, degetul arătător din mâna stângă, degetul inelar din mâna stângă, degetul arătător din mâna stângă, degetul inelar din mâna dreaptă, degetul inelar din mâna stângă, degetul arătător din mâna stângă, degetul inelar din mâna stângă, degetul arătător din mâna dreaptă și tot așa. Deci, iar. Iar. Va urma un al patrulea video cu altă formă de a face această tehnică. Pe curând!